Bună ziua! Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local din luna noiembrie, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți fizic aici, în sală, 17 consilieri, iar 2 consilieri prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua! Bine ați venit la ședința de astăzi. Vă voi prezenta ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.500.000 în conformitate cu articolul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 92, pe 2023, privind aprobarea unor măsuri fiscale bugetare prin acordarea unor împrumuturi prin trezorerea statului. Știți că au mai fost aprobate 2 împrumuturi care nu au fost executate. Nu s-au accesat acei bani din diverse motive. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la serviciul Eco Valea Muntelui. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Spitalul Rășinescu Ioan Mască Comănești. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023, Spitalul Rășinescu Ioan Mască. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al unor bunuri imobile din orașul Comănești, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și a serviciilor publice subordonate, aprobarea organigramei și a statului de funcții. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a bugetului alocat, organizării și desfășurării manifestărilor cultural-artistice și religioase dedicate sărbătorilor de iarnă 2023-2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru orașul Comănești. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii exercitării dreptului de administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, astfel cum a fost acordat prin hotărârea Consiliului Local Comănești numărul 157 din 26.9.2023, privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. Aici o să discutăm amănunte la acest proiect de hotărâre. 15. Informare. Analiza de evaluare a activităților desfășurate în trimestrul 3-2023 al SCLEP Comănești. Și să mai avem alte probleme. Încă 4 puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua proiectului, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Vorbescu Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Liviu Greacu Comănești și la infrastructura arondată Școala Vorbescu Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești de Subacău. Și ultimul punct pe astăzi pe care vi-l propunem spre aprobare, ca și suplimentare la ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului eficientizarea energetică a clădirilor publice Spitalul Rășinescu Ioan Mască, județul Bacău, oraș Comănești, strada Vasile Alexandrii, numărul 1, încadrat în categoria nefinalizată. Acestea, ultimele 4 pe care le-am propus spre aprobare la alte probleme, pentru ca și completarea ordinii de zi, se referă la
etapizarea acestor proiecte, în sensul că ele au fost aprobate pe programul operațional regional, care trebuiau să fie finalizate pe 31 decembrie 2023. Nu numai noi, pentru că în țară sunt foarte multe proiecte care nu au fost finalizate și s-a hotărât cu aprobarea, prin aprobarea sau acceptul Uniunii Europene, a Comisiei Europene, ca să poată să fie fazate aceste proiecte, să fie să se poată finaliza în următorul an, 2024. Fără ca să suportăm noi de la bugetul local, dacă înainte de a se da acest accept, dacă nu se finalizau aceste proiecte, trebuiau să fie finalizate în totalitate cu sume de la bugetul local. Nu mai primeam bani de la Uniunea Europeană. Ori prin această etapizare s-a permis ca să trecem și fazele neexecutate, lucrurile neexecutate să fie eligibile și finanțabile în continuare din fonduri europene. Cam atât, domnule președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Se supune la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 26.10.2023, 8.11.2023 și 14.11.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Împotrivă. Anumite intervenții ale mele nu sunt redate integral sau identic cu cele afirmate. Noi nu facem stenogramă, domnule consilier. Noi vreau să luăm din context. Noi nu suntem stenodactilografi. Da. Da. Supunem la vot cu ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se supune la vot completarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului de reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Popescu Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului de reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare infrastructurii educaționale la Școala Liviu Grigoreanu Comănești și la structura arondată Școala nr. 4 Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului, implementarea măsurii luat indicate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comunei Județul Bacău și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului eficientizarea energetică a clădirilor publice, spitalul și Ioan Lască, Județul Bacău, orașul Comunist, dat de Vasile Alexandrie, numărul 1, încadrat la categoria nefinalizată. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Primul proiect cu ordinea de zi, proiect de hotărâre. Doresc să vă aduc la cunoștință de la punctul 7 de pe ordinea de zi, nu particip la vot. Da. La punctul 16 cu 2 nu particip la vot. S-a menționat, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul a fost prezentat la comisii, au fost discuții, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.500.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 92 din 2023, privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare prin acordarea unor împrumuturi din trezorerea statului. Materialul a fost prezentat la comisii. Dacă mai sunt alte discuții? Da. Da, eu o să mă abțin pentru acest punct, pentru că mi se pare că devine un obicei apelarea la trezorărie pentru diverse împrumuturi. Datoria publică a orașului în momentul de față este de aproximativ 17 milioane de lei, adică 170 de miliarde de lei vechi, și deficitul este de 19 milioane de lei, adică 190 de miliarde de lei vechi. Mi-aduc aminte că în 2004 domnul primar și-a făcut campanie acuzându-l pe vechiul primar Dorinel Miron, care a lăsat o zestre pentru primărie catastrofală, respectiv o datorie publică de 53 de miliarde de lei, sumă care părea astronomică la momentul respectiv, numai că acea sumă
din ce știu, reprezenta aproximativ 30 de miliarde, reprezentau datorie istorică a termocentralei. Bani care au fost plătiți de către guvern în următorii 2 ani și diferența, o parte din această diferență a mai reprezentat o investiție făcută în Zavoi. Bani care de asemenea au fost acoperiți ulterior și practic în următorii 2 ani primăria a fost degrevată de aceste datorii. Cum facem? Pentru că 17 miliarde plus încă 170 de miliarde plus 35 de miliarde, ca să vorbim în lei vechi, sau 17 milioane de lei noi, plus 3,5 milioane de lei noi, 19 milioane de lei noi deficit. Cum facem? Că ajungem la vreo 40 de milioane de lei deficit, de presiune pe buget, care vor îngreuna foarte mult primăria și astfel ghinionistul care, să zicem, ar putea să iasă primar anul viitor, cel puțin un mandat, nu va mai putea să facă mare lucru. Știam că o să vede. Totdeauna am fost ghinionist. Nu vreau ce să-și trebuiesc. Vreau acum că nu va fi o situație ușoară și va trebui ca primăria să depune eforturi masive pentru a retroceda aceste drumuri. Atât am văzut. Este corect ce spune domnul Consiliu. Sumele sunt consistente. Dar de ce se dorește acest lucru? Pentru a se... Nu că nu am avea bani. Atenție! În momentul acesta avem bani suficienți în conturile primăriei pentru a încheia bine mersi. Nu sunt niciun fel de probleme. Deci putem să nu luăm împrumutul ăsta. Dar avem proiecte în derulare și aceste 4 proiecte pe care le-am fazat, plus proiectele care le avem în continuare pe PNDL, PNRR, pe Angel Salini, pe AFM, pe Boim, în valoare de sume foarte mari. Și vă spun pe proiectul privind școala 6 Vermești, pe care l-am încheiat. Am pus de la bugetul local, au fost 32 de miliarde, am pus 14 miliarde de la bugetul local. Proiectul privind eficientizarea energetică și modernizarea spitalului. 394 de miliarde, din care de la bugetul local 216 miliarde. Proiectul privind școala Ciprian Vorbescu, de modernizarea, reabilitare și așa mai departe. 172 de miliarde de proiect total, valoare totală, din care 36 miliarde de la bugetul local. Proiectul privind reabilitarea școlii Liviu Evreanu, 218 miliarde, valoare totală, din care de la bugetul local 36 de miliarde de lei vechi. Proiectul privind implementarea măsurilor integrate. Unde avem? Școala de pe strada Cuzapodă, școala de pe Minerului, grădinița de lângă biserică și sala de sport de pe strada Petru Rareș, plus modernizările, reabilitările străzilor Pârâul Valea Poienii, Gheorghe Asachi, strada Uitus, strada Corobanu, strada Lapoș, strada Mioriței. Total, valoarea acestui proiect este de 384 de miliarde, din care 73 de miliarde lei vechi de la bugetul local. Bine, doamnă primară, toate aceste proiecte... Miliarde, nu. Stați-o, dacă nu v-ați dat voi, vă rog să lăsați să vorbesc și după aia răspund. Toate aceste proiecte care sunt în execuție acum, sunt în valoare de 1 miliard 201 milioane lei vechi. 1 miliard 201 nu lei vechi. 1201 miliarde lei vechi. 1200 de miliarde. Din care de la bugetul local 377 de miliarde lei vechi. De la bugetul local
377 de miliarde. Dumneavoastră considerați sau credeți că bugetul local este atât de generos încât să poată să vină cu atât de multe finanțări, pentru că astea sunt cofinanțări proiecte europene. Dacă noi nu cofinanțăm aceste proiecte europene, deci noi cu 377 de miliarde cofinanțare, reușim să accesăm de la Uniunea Europeană 1201 miliarde. Deci gândiți-vă cam ce valori au aceste proiecte europene. După aceea, mai avem proiectul cu, în continuare, proiectul cu PNDL. Mai avem proiectul PNDL început. Străzile din Șupan, vorba de strada Șupanului, care sunt acolo. Fundătura Poienii. E vorba de 52 de miliarde la bugetul de stat și 1.981 de la bugetul local. Și după aceea încep anul viitor. Chiar anul acesta vom semna primul contract cu blocuri, primul pachet de blocuri. Anul acesta. Din care valoarea totală a proiectului este 531 de miliarde, primul pachet de blocuri, care trebuie să semnăm contractul. Cred că săptămâna asta, săptămâna viitoare, semnăm contractul și dăm ordinul de începere. Tot întreabă primul rând, dar nu încep blocurile, dar nu încep, ba încep, domnule, încep. Pentru că ca să înceapă aceste blocuri, trebuie să parcurgem toate etapele. SF, DALI, ce avem noi acolo, PTH și ultimul și ultima procedură este licitația de execuție și de adjudecare a constructorului. Unde la primul pachet de blocuri, trebuie să punem de la bugetul local nici mai mult, nici mai puțin o sumă mică aici, avem de 2207 lei. Acum să dea Dumnezeu să fie așa, să nu... Ba nu, că eu pus o virgulă pe aici, am iubit. Am pus o discuție, 22 de miliarde să se poate. Trebuie să ne acomodăm pentru aceste cofinanțări. Amintiți-vă că s-a mai făcut un împrumut la trezorerie pentru aproape 13 milioane de lei. Acum am încă 3 milioane jumătate. Nu. Deci primul împrumut care l-a făcut fundat, dacă îmi dați voi să vă explic, vă explic. Da. Eu spun asta, puteți să vă dați cu părerea, dar nu știți datele concrete și care e mecanismul, că e complicat. Deci, numai la primul pachet de blocuri trebuie să cofinanțăm 22 de miliarde de lei. Vechi. La al doilea pachet de blocuri, care este în valoare de 373 de miliarde, trebuie să cofinanțăm cu 22 de miliarde. La al treilea pachet de blocuri, care sunt în licitație, atenție, primul s-a adjudecat licitația, semnăm contractul de execuție și a venit astăzi omul și s-a justificat că are schele, că are nu știu ce mare pe acolo. Al treilea contract, 131 de miliarde, din care trebuie să punem 34 de miliarde de lei vechi de la bugetul local. Dar aici nu știu ce atâta de diferență de mare sumă. Nu. Aici e doar 3 miliarde, se pune la suma asta. După aceea, al patrulea pachet de eficientizare a blocurilor. 185 de miliarde, din care trebuie să punem 9 miliarde. Nu e complicat și atât de asta. Da, este complicat. Foarte complicat. Trebuie să vorbim mai de noi, ca să nu mai păi denaturăm. Suntem lei noi acum. Trebuie să vorbim mai de noi. Dacă vreți să lei noi, votăm lei noi. 18 milioane, nu 180 și nu știu cât de miliarde și așa mai departe. Vorbim lei noi, dar sunt care nu înțeleg lei noi. Și din 2015. Din 2015 am intrat lei. Da. Mai avem al cincilea pachet, care este 239 de miliarde și aici la fel avem 2 miliarde 243 și al șaselea pachet de eficientizare a blocurilor 248 de miliarde din care trebuie să punem 17 miliarde 169 de mii. Și să vedem valoarea totală.
Avem aici în continuare tot pe PNR și pistele de biciclete și construire centru de colectare de deșeuri aport voluntar. Avem și dezvoltarea medicală a ambulatoriu, dotări, 153 de miliarde. Total pe PNR, ca să vă spun toate sumele, total pe PNR avem 1928 de miliarde, aproape 2000 de miliarde. Și avem de pus de la bugetul local 78 de miliarde lei. Dumneavoastră poate că vi se par niște sume mici, mari, nu știu cum credeți. Nu știu cum credeți, dar putem să nu luăm banii ăștia acum. Pentru că ultimele două împrumuturi care le-am făcut nu au fost accesate. În schimb, anul viitor va trebui să ne împrumutăm, dacă ajungem la faza, să nu avem posibilitate. Sumele astea care le-am propus pe acest împrumut sunt tocmai de aceea că se închide această finanțare, de această posibilitate de împrumut, se închide în decembrie acum. Și este împrumut din trezorerie, cu o dobândă mult mai mică decât în bănci și niște facilități. Pe asta am venit. Dar ultimele două împrumuturi nu le-am accesat. Cel de 20 de miliarde, ultimul este, l-am returnat, am anulat împrumutul, și celălalt care a fost aprobat. Nu le-am accesat. Și ăsta la fel, putem să-l accesăm și să nu-l folosim împrumutul. Sau putem să-l mai accesăm, nu e nicio problemă. Asta nu e o mare problemă. Dar ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră, că toate proiectele acestea, care sunt de valori extraordinar de mari, nu mari, extraordinar de mari, toate aceste proiecte vor trebui cofinanțate. Eu nu am adus în discuție cofinanțare. Dar noi discutăm doar de cofinanțare. Am adus în discuție cofinanțare. Păi noi... face cofinanțare fără împrumuturi. E perfect. Păi trebuie să ne împrumutăm și să plătim și dobânzi. Cum propuneți? Să renunțăm la jumătate din proiecte? Faceți o propunere. Dom'le, renunțăm la proiect, că am văzut când am renunțat la proiectul cu grădinița Trai Nou, ați sărit toți în sus. Și am renunțat atunci doar pentru faptul că am găsit o alternativă unde cofinanțarea era mai mică. Am găsit o altă alternativă, cofinanțarea mai mică. Și acum veniți și spuneți că să nu împrumutăm pentru cofinanțări, că toate împrumuturile astea se fac pentru cofinanțări proiecte europene. Ar fi trebuit să aibă acești bani în cont. Aș fi trebuit să aibă acești bani în cont. Cât să nu fie nevoie ca să... Câți bani? Asta dovedește faptul că orașul este prosper. Atunci când primăria nu apoiază la împrumuturi, înseamnă că economia locală funcționează. Deci ca să putem să achităm asemenea sume, 370 de miliarde, numai din prima strigare, de la bugetul local, este imposibil. V-am făcut o comparație că proiectele care avem în implementare ar însemna să fie din veniturile proprii pe care le plătim noi la bugetul local, veniturile proprii pe 36 de ani. Aici e vorba de cofinanțare, nu de sume integrale. Păi, dar eu v-am spus cât sunt sumele de cofinanțare. Noi avem, v-am dat sumă totală și cofinanțare. V-am dat sumele de cofinanțare. La fiecare tip de proiect, v-am dat sumele de cofinanțare. Deci avem numai la primul pachet aici, pe POR, aceste proiecte, ca să le acum, când încheiem, 377 de miliarde. Cofinanțare. Repet, avem un deficit de 19 milioane de lei și vreți să mai împrumutați. Eu asta spun. De unde a scos chestia asta că avem deficit de 19 milioane de lei? Întrebați-vă de la ei. Există în documente oficiale această deficitul la care vă referiți este vorba de banii pe care noi trebuie să-i punem la cofinanțări. La asta se referă deficitul. Noi acești bani nu-i avem ca să-i punem la cofinanțări. Ne trebuie 19 milioane de lei, adică 190 de miliarde. Dar nu v-a spus tot, doamnă director. Ca să terminăm toate proiectele, trebuie 377 de miliarde. Adică 37 de milioane de lei.
ușa la pierd. Deficitul de care spune domnul consilier se referă la suma pe care noi ne-o propunem în buget să o utilizăm din excedentul anilor precedenți. La ea face referire, domnul consilier. Deci chiar dacă utilizăm și din bugetul anilor, din excedentul anilor precedenți, tot nu este suficient pentru toată lista pe care dumneavoastră ați menționat-o acolo. Da. Deci, eu sunt într-o tot de acord să nu facem împrumut deloc. Dumneavoastră doriți lucrul ăsta? Că va veni timpul, acum oportunitatea este anul acesta, în luna decembrie. Putem să-i luăm, să nu-i folosim și nu ne atingem de ei. Fără să facem nimic. Sau la anul, când nu vom avea cu ce cofinanța proiectele, să ne trezim să mergem și ne împrumutăm de la bănci. Cu dobânzi mai mari, cu alte reguli. Domnul primar, e normal să căutați cea mai avantajoasă variantă de împrumut. Și e logic să fie 300 miliarde, cea mai îndemână. Este a statului și oferă o dobândă mai mică decât bănci. Dar, repet, o primărie prosperă ar fi putut avea banii de cofinanțare fără să se împrumute. Puteți să-mi dați exemplu de o primărie prosperă? Eu vă pot da. Eu vă pot da exemplu de o primărie prosperă. Primăria orașului Otopeni. Știți ce buget are? Nu putem să comparăm cu... Inimaginabil. Primăria orașului Mioveni. Știți ce buget are? 10 de milioane de euro. Nu are legătură primarul ce este cu el. Discutăm de bugete mari. Noi suntem un oraș micuț. Noi nu am mărit taxele și impozitele de peste 10 ani. Nu am mărit taxele și impozitele locale de peste 10 ani. Rata inflației. Deci rata inflației este obligatorie prin codul fiscal. Aia nu poți. S-a mărit codul fiscal... Inflația este de 4%, trebuie să adaugi 4%. Inflația este de 10%, adaugi 10%, de 2%, 2%. Este obligatorie prin codul fiscal. Dar noi să punem bani, să mărim taxele și impozitele, nu am mărit de peste 10 ani lucrul ăsta. De aceea am marjat și am mers foarte, foarte mult pe proiecte europene. Numai și numai pe proiecte europene. Sunteți de acord ca să amânăm acest punct privind împrumutul? Aținerea mea nici nu contează în contextul în care oricum aveți majoritatea. Nu, dar în Elveția, dacă cineva se abține la un proiect de hotărâre, se face referendum național, local. Dacă avem pe cineva cu dubii, înseamnă că nu e ok. Sunteți de acord să amânăm? Așa în Elveția urcă. Eu pot propune să se amâne punctul ăsta sau să renunțăm la el. Cum vreți dumneavoastră? Eu consider că primăria trebuie să facă efortul să pună banii aceștia fără să trebuiască să facă un plan. Sunt 20.000 de locuitori și poate domnul consilier se gândește la faptul că noi am accesat foarte multe proiecte. Mai multe proiecte decât pentru un oraș mic, ceea ce este extraordinar. Extraordinar. Dar locuitorii sunt 20.000. Iar noi nu putem să punem bagaj greu pe spatele locuitorilor. Noi trebuie să accesăm fonduri europene, iar faptul că am accesat foarte multe proiecte, asta e o notă, dă o notă foarte bună orașului. Dar noi, ceea ce am propus acum... Mă scuzați, eu vă spun acum din punct de vedere legal. Împrumuturile sunt date de Guvernul României, special primăriilor și unităților administrative, ca ele să-și poată continua proiectele și să poată să cofinanțeze, ca să putem evolua. Guvernul României, trezoreria statului, exact ăsta este motivul. Ca să ajute unitățile administrative să putem accesa împrumuturi, să achităm cofinanțările și să ne bucurăm de rezultatele proiectelor. Ăsta este motivul împrumutului. Deci noi am avut un împrumut, domnilor consilieri. Trebuie să vă reamintesc că poate că ați uitat. Dumneavoastră, prin două hotărâri de Consiliul Local, ați aprobat două împrumuturi. În afară de acel împrumut primul, de valoare de 120 de miliarde, de 12 milioane de lei, ați mai aprobat două împrumuturi.
că au dat ăștia hotărâri de guvern, au adăpat și dădeau la orașele mari, municipii, nu știu cât, dădeau o limită, un barem, la orașele mai mici, un barem, la comune, un barem. Și ne permitea nouă, la vremea aceea, să împrumutăm 20 de miliarde, 2 milioane de lei. Am aprobat un împrumut de 2 milioane, după aceea au mai dat o ordonanță. Și au zis că ne mai permite să mai împrumutăm încă, tot în funcție de localitate, de număr locuitor, încă în limita 2 milioane. Am aprobat încă un împrumut de 2 milioane. Nu l-am cheltuit nici primul împrumut de 2 milioane, nu l-am cheltuit nici al doilea împrumut de 2 milioane. Deci împrumutul acela de prin două HR, noi nu l-am cheltuit. Am cheltuit doar dintr-un singur împrumut 100 de mii de lei. Un miliard. Deci aceste de două... Sunt așa mari de la pentru împrumuturile față de asta? Condițiile așa avantajoase? Nu, ca și dobânzi sunt aceleași. Dar pentru obiectivele pe care le-am promutat noi atunci, nu au fost... Erau dedicate așa. Erau pentru anumite obiective. Și nu am putut să le mai aplicăm, că n-a fost nevoie. Ceea ce și cu acesta se poate întâmpla la fel. Deci noi acum nu mai împrumutăm nimic în plus. Noi am avut aprobate împrumutate 4 milioane de lei, pe care ne-am cheltuit. Iar acum, am cerut 3.500.000, nu? S-a putut. 3.500.000. Deci, împrumutul acela de 4 milioane de lei nu a mai fost accesat, iar acum am cerut să avem totuși o rezervă. Asta este o rezervă, că atunci când noi începem să ne mișcăm cu proiectele, să nu cumva să rămânem fără bani. Să avem o rezervă, să putem să ne mișcăm cu lucrările. Despre asta. Deci acum, dacă aprobăm împrumutul acesta, practic am, din 4 milioane cât am avut aprobat, rămânem cu un împrumut pe care îl aprobăm acum de 3.500.000. E lămurită de purtea. Care nu știu dacă îi vom cheltui. Pentru că banii ăștia te cheltuiți acum, pe la sfârșitoare. Noi putem să cheltuim din 3.500.000, poate putem cheltui doar 500.000. Deci nu cheltuim cu asta. Cu finanțarea, dar... Trebuie să vină constructorul cu debit de lucrări. Ei zic că au făcut, dar când vin cu devizul, el trebuie să scrie pe hârtie ce-o făcut, că nu poate să umple devizul. Au 11.000 de controlori, de la brigit de șantier până la cei care monitorizează la Uniunea Europeană, îi verifică hârtiuță cu hârtiuță. Trimit hârtiile la minister, vin înapoi și până când nu este luat la bucherii tot, nu poate să facă nimic, absolut. Păi în ce stadiu este proiectul cu valorul de sărăuță? Am înțeles că 1.500.000 se duce acolo. Proiectul cu panourile fotovoltaice este posibil să-l realizăm, dar nu este posibil să-l dăm în folosință. Dar este licitat? Este luat licitat? Tot. Este dat ordine de începere, dat tot. Așa am să încep cu materiale să fie așa. Sunt materiale pe drum, vorbim. Da. Da. Avem 400 de cavea. Să zicem că nu ai acei bani, 1.500.000. Acel proiect ne aduce economii la buget lunar de nu știu cât. Sume foarte mari. E 400 de kWh. Proiectul acela. Dau un exemplu. Proiectul cu spital. Proiectul cu spitalul se încheie luna aceasta. În totalitate. Dar nu este finalizat pentru că nu este făcut recepția finală. Pentru recepția finală mai trebuie. Ba nu știu ce panouri care nu sunt racordate, ba nu știu ce chestie care nu e finalizată. Și atunci, din cauza că nu sunt toate puse la punct, nu putem face recepția finală. Dar proiectul este finalizat. Când spun că sunt foarte multe proiecte, nu mă prea credeți. Foarte multe proiecte. Foarte multe proiecte. Comparativ cu un orașel ca al nostru, cred că avem proiecte cât pentru 5 orașe de talia noastră.
Proiectele astea înseamnă prosperitate. Dar care-i scopul nostru? Proiectele e ca să face mai multe. Că, zice, doamne, face doar proiecte. Păi nicio execuție de lucrare nu se poate realiza fără proiecte. Nicio execuție. Deci trebuie să faci proiectul, să obții finanțarea, să faci toți pașii care durează. La final, la să vedeți licitațiile cât sunt de greoaie. Nu vă puteți închipui. Da. Da, supunem o eu să știți, dacă nu vreți, nu împrumutăm. Poate să împrumutăm aceiași bani, la anul, pe dobânzi mult mai mari. Ca să știți despre ce-i vorba. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la Serviciul Public Ecovalea Muntelui Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. De asemenea, proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al unor bunuri imobile din orașul Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenului. Domnul Cosmin? Deci la proiectul de hotărâre la anexa. La anexa numărul 4, avem o cerere a societății Secerona SRL de rezilierea contractului. În cursul datei de ieri am primit de la administratorul aceeași societăți o cerere prin care renunță la această cerere de reziliere și dorește prelungirea contractului de chirie. Asta este singura modificare. În rest, proiectul de hotărâre, așa cum s-a discutat la comisii, rămâne în vigoare. Da, mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu mențiunea votării de domnul Cosmin. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate, aprobarea organigramei și a statului de funcții. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a bugetului alocat organizării și desfășurării manifestărilor culturale, artistice și religioase dedicate sărbătorilor de iarnă 2023-2024. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Da. Era un zvon, am organizat de fiecare dată. Avem festivalul de date și cu astea. Nu, festivalul de date. Târgul de Crăciun înseamnă ca într-o perioadă anume sau una să pui niște patarabe pe centru unde să vândă cineva niște produse. Da. Supunem la vot.
atrage și fonduri private pentru acest eveniment. Am văzut că suma alocată este de 70.000 de lei, puțin peste 70.000. Păi, nu. Aici nu e vorba de... discutăm de două lucruri diferite. Domnul Constant întreba de organizarea unei târg de Crăciun. Problema, ceea ce discutăm acum de alocarea unei sume privind desfășurarea activităților de sărbători de iarnă, e vorba de perioada de festivalul de date, concert de Crăciun o să avem, o să avem festivalul mare și festivalul de Boline. Și toate acestea se pot face anul acesta numai din sponsorizare. Numai cu participarea agenților economici, pentru că prin ordonanța de guvern care s-a dat, nu puteam să cheltuim niciun fel de bani. Păi și atunci noi votăm 70.000 de lei, venim din sectorul privat? Noi alocăm o sumă de bani pe care trebuie să o cheltuim, pe care o putem cheltui, sau pe care o... Dar banii care îi consumăm anul acesta nu sunt de la bugetul local, care sunt bani pe care îi obținem din sponsorizări. Atât avem nevoie. Nu știu dacă o să... Atât am estimat. O sumă estimativă. Dar dacă banii vin din sectorul privat, ar mai trebui să voteze în Consiliul Local. Da. E vorba de desfășurarea activităților. Puteți să vă votați desfășurarea activităților fără să punem o sumă. Da. Noi am estimat, deci această sumă va fi cheltuită cu respectarea OUGEN 2023 privind aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023. Asta înseamnă că dumneavoastră ați aprobat un program de desfășurare a unor activități, așa, care ar presupune o cheltuială de 70.550 de lei. Dumneavoastră aprobați în totalitate proiectul de hotărâre, iar această sumă va fi alocată din sponsorizări, dar dumneavoastră, în esență, trebuie să aprobați, dacă doriți, evident, programul, suma care am putea să o alocăm. Ca să se desfășoare aceste evenimente cu șurubul scos la maxim și cu tot ce vreți dumneavoastră, putem să desfășurăm, fiind necesară această sumă de bani. Noi atragem suma din sponsorizări, dar dumneavoastră aprobați cum se cheltuie această sumă. Prin acest festival, festivalul de colinde. Da, mulțumesc, doamna secretară. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru orașul Comănești. Prezentat la comisii, dacă nu sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supune la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii exercitării dreptului de administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, astfel cum a fost acordat, prin hotărârea Consiliului Local Comănești numărul 157 din 26.09.2023, privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău au unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor, dacă mai sunt alte discuții. Aici aș vrea să vă prezint și eu situația. Suntem în discuții de vreo câțiva ani de zile buni cu direcția de DGASFC-ul, prin care noi ne-am pus în vedere de mai multe ori faptul că trebuie să ne predea acest cămin care se află în curtea spitalului și este proprietatea noastră. În ultimii ani le-am aprobat darea administrare de câte 6 luni. La ultima solicitare de darea în administrare, le-am aprobat, dar mai mult decât atât, le-am pus în vedere că nu le vom mai acorda în continuare darea în administrare. Și au venit din nou acum, ca și ultimă solicitare, prin care spun că, ca să poată funcționa până la sfârșitul anului viitor, să le mai aprobăm 8 luni, parcă, sau 9 luni, cred că, doamna. 9 luni de zile, să poată să obțină licența de funcționare provizorie.
cu angajamentul pe care și l-au luat, că au un cămin în zăpadă, care este o clădire tot de-a noastră, de-a Consiliul Local Comunești, dar nu știu ce, cum a intrat în posesia lor, o vor dota și o vor pune la punct și se vor muta acolo. Mai au acum, în momentul de față, 50 de beneficiari. Și au promis că anul viitor se vor pune la punct și își vor face investițiile necesare, predându-ne acest cămin unde noi dorim să implementăm un alt proiect pe fonduri europene pentru extinderea spitalului pe alte domenii, pe să putem să facem paliative și alte bune, sunt solicitări la ora aceasta pe domeniul medical. Ceea ce nu cred că o să fie nimeni împotrivă și cred că o să fie toată lumea de acord. Poate o abține de masă. O să vedem după ce pot. Aș vrea doar să... Proiectul de hotărâre inițial l-ați avut pe 6 luni a exercitării dreptului de administrare, în urma adresei și a vizitei direcției generale la domnul primar, au propus până la 31.12 în loc de 1.10, iar acum vă rugăm, dacă dumneavoastră sunteți de acord, să aprobați prelungirea până a exercitării dreptului de administrare de către DGASPC până la 31.12.2024 în loc de 1.10.2024 cu rezerva revocării dreptului de administrare dacă interesul public o cere. Cu această modificare. Am mulțumit, doamna secretară. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre cu mențiunea făcută de doamna secretară, deci termenul 31.12.2024. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. La punctul numărul 15 este o analiză de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 3-2023 al SPCLEP Comunești. A fost luată la cunoștință. Proiectul numărul 16.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea și Echiparea Infrastructurii Educaționale la Școala Ciprian Columbescu Comunești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului Reabilitarea, Modernizare, Dezvoltare și Echiparea Infrastructurii Educaționale la Școala Liviu Rebrean Comănești și la structura arondată Școala numărul 4 Comănești. Doamna Șișca, nu votează la acest proiect. Dacă mai sunt alte discuții, proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul comunei Prețul Bacău. Materiile au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Și ultimul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrin, numărul 1, încadrat la categoria nefinalizată. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci numai la aceste 4 proiecte pe care le-am aprobat acum, care intră în etapă de faza de etapizare, avem sume de cofinanțare de la bugetul local, 221 de miliarde la spital, 73 de miliarde la proiect cu implementarea măsurilor, 36 de miliarde la Ciprian Columbescu și 36 miliarde la Liviu Rebrean. Deci 22 cu 73, ăsta aproape 300 de miliarde și cu 70, 370 de miliarde. Ce vă povesteam? 377 de miliarde. De unde scoatem banii ăștia? Că zice, domnule, n-ar trebui, noi trebuie să fim un oraș în care nu ne împrumutăm. Corect? Dar ar însemna să facem doar o școală, atât. În loc să facem 3 școli, dar ce să facem una atât? Facem o școală acum, mai facem o școală. Că zice, domnule, dar de ce nu facem mai mult? Păi facem mai mult și funcție de posibilitățile financiare pe care le are o localitate. De ce nu facem, nu știu ce, proiect, care e foarte important? Corect. Dar dorința și soluția financiară este cea care ne
trebuie să ne corelăm, să putem să avem și banii, să fie... Ne luăm o mașină scumpă, dar trebuie să ai și bani. Să, dacă faci rată la bancă, trebuie să ai salariul suficient de mare ca să poți să oprească împrumutul, să poți să, să ai posibilitatea să achizi acel, acea mașină. Ca o persoană fizică vorbesc. Aici la noi e vorba de un oraș întreg și sunt obiective foarte multe. Gândiți-vă că avem acum în lucru clădirea de la gaze, grădinița Dumbrava minunată, clădirea aceasta de la primărie, toate blocurile de care v-am spus, atâtea pachete de blocuri care intră toate rând pe rând în execuție. Și noi trebuie să avem banii de cofinanțare. Uniunea Europeană, fără să pună și bugetul local partea sa de cofinanțare, nu discută. N-ai dat bani, nu-ți ia banii înapoi toți. Pentru că ai o sumă de dat. Cum avem noi aici? La școli avem 36 miliarde. Ne dăm 218 miliarde, dar te spune și noi 36 miliarde. Că asta e situația. Și domnule, nu am. Nu am, nu fă, nu fă, domnule. Dacă n-am pus banii ăștia, ne ia înapoi 218 miliarde. Păi ce nu asfaltam noi până acum? Până la Lapo și înapoi? Dacă nu aveam asemenea proiecte? Asfaltam. Dar trebuie să fim și un pic cu capul de omer și să socotim și să prioritizăm ceea ce putem face. Și din banii pe care avem. Dar putem să ne propunem foarte mult. Ați zis bine, din banii pe care îi avem. Dar da. Trebuie să ne împrumutăm ca să avem. Din păcate, economia mondială funcționează și pe baza împrumuturilor. Singurul popor din lumea aceasta a fost România, care a achitat toate împrumuturile. Drept pentru care, știți ce o pățit președintele, da? Aveați un anunț. Da, vreau să vă anunț că pe data de 1, cu ocazia Zilei Naționale, avem evenimentele care se vor desfășura la ora 10 la Răloaia și la ora 11 la Cimitirul Eroilor. Drept pentru care vă invităm cu mare drag. Dacă mai sunt și alte probleme, vă stăm la dispoziție. Iar dorința cea mai arzătoare a noastră ca și nație, să ajungem la stația Lapoș, să putem să dezvoltăm o zonă turistică, să putem să vedem pensiune acolo, să vedem o pârtie de schi în zona aia, ca și cu o localitate, oraș turistic, pe care foarte greu am reușit să-l aprobăm, să-l aprobe guvernul ca oraș turistic, va trebui să avem o perspectivă de viitor. Ce perspectivă de viitor propune dumneavoastră? Că am văzut că ne luați în căruță cu stația la Lapoș. Ce perspectivă de viitor propune dumneavoastră? Tăiem stația la Lapoș. Tăiem. Nu facem nici teleferic, nici cabină, nici stradă, nici drum, nimic. Altă perspectivă de viitor pentru oraș. Ne puteți propune? Una realistă. Realistă. Dar ce asta nu e realistă? Este realistă. Pe fonduri europene este un proiect fezabil. Aveți una asta? Sau ne luați în căruță că facem parcare subterană în centru? Aveți dumneavoastră o posibilitate să degrevăm orașul de atât de multe mașini? E full, nu mai ai unde să te mai miști absolut deloc. Unde vom absorbi toate aceste mașini? Ori făcând o parcare subterană, folosind terenul pe mai multe nivele... Deci în ce stadiu e proiectul? Proiectul acela a fost, să zicem, am plecat cu acest proiect acum vreo 10 ani de zile și am găsit un finanțator din Spania, dar care dorea ca să facem un parteneriat public-privat. Lucru care nu s-a realizat din cauza că parteneriatele publice-private nu prea au funcționat în România, până la ora asta. Și va trebui să găsim o finanțare, să-l facem tot noi în totalitate, cu o finanțare de la bugetul local, așa cum am făcut la toate aceste proiecte, dar să găsim finanțare. Cei care luați în derâdere lucrul ăsta, mai bine căutați variante de finanțare. Că ne va ajuta ca localitate. Și ne ajută foarte mult. Noi trebuie să ne gândim și să găsim soluții. Ați văzut cu blocurile, da?
suntem singurul oraș din județul Bacău care avea blocurile făcute. Un număr, când ne-a permis, toți banii care au fost alocați județului Bacău, i-a luat Comăneș. Dar facem, noi. Cred că mă felicitați, nu? La recepție, la cu abținere, cu abținere, cred că mă felicitați. La da, mulțumim frumos.